Școala de toamnă, primii pași către ingineria industrială, se află la prima ediție. Este organizat de către Facultatea de Mecanică și Tehnologie, Departamentul de Fabricație și Management Industrial. Și prin acest proiect încercăm să atragem elevii din liceele din Pitești și nu numai, din zona din județul Argeș, astfel încât să, pentru ei să fie un prim contact cu facultatea și astfel să reușim să le arătăm ceea ce înseamnă programele de studiu de la noi din facultate, și anume este vorba de tehnologia construcțiilor de mașini și inginerie economică industrială. Pentru că astăzi, fiind aici în școală, ei văd cu ce se vor confrunta în cazul în care ei ajung să fie studenții noștri la aceste două programe de studiu. Nu numai ceea ce văd aici, ce îi atrage cel mai mult? Ce program de studiu? Ce îi atrage? Sunt programele de studiu dedicate fabricației, deci acolo unde ei devin fabricanți. Cele două programe pe care le-am spus mai devreme. Sunt foarte atrași de proiectarea pe calculator, de proiectarea 3D. Sunt foarte atrași de imprimarea 3D, pentru că după ce ei proiectează o piesă, le oferim posibilitatea să o și realizeze prin 3D printing. Sunt atrași de mașinare, pentru că avem mașinile comandă numerică pe care ei realizează piesele pe care le-au proiectat cu ajutorul studenților noștri, pentru că am uitat să vă spun, sunt o serie de studenți voluntari care ne ajută în această activitate, dar sunt de asemenea atrași și de realitatea virtuală. Acolo unde avem simulat un laborator în care ei simulează un proces de asamblare. Cum s-a părut experiența de astăzi? A fost foarte frumoasă, mi-a plăcut. Aș vrea să reușesc să fac o carieră din a crea jocuri și mi se pare foarte fascinant ce poți să faci în ziua de azi. Este o experiență foarte frumoasă. Aș mai veni aici pentru a doua oară, pentru a vedea tot ce se întâmplă aici, mașinile, imprimanta, 3D,